Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un unboxing și review cu cel mai mic, compact, subțire, ușor și performant laptop de gaming care a ajuns vreodată pe această masă de review. În cutie, o altă cutie, pe modelul Matrioshka. Ne uităm imediat la ea. Nu știu dacă sunteți pregătiți pentru asta, dar alimentatorul este de la Chicony. Ați auzit de Chicony? Și este de 180W și este cel mai compact alimentator de 180W pe care l-am văzut până acum. Daniel, pune niște muzică epică. Bine, hai că avem ilustrație și mai bună de atât. Tot cu muzică epică. Acer Predator Triton 500 atrage atenția mai ales prin construcția puțin neobișnuită, liniile drepte și agresive și mai ales prin grosimea foarte redusă a carcasei, 17,9 mm mai exact. Doar 2,1 kg pentru un monstru de gaming, mai mult decât capabil să ruleze cam orice joc din 2018. Este aproape la fel de gros ca un ultrabook, însă cu o putere de calcul mult mai mare. Construit integral din aluminiu, ca un avion de vânătoare, ce să vezi. Iar plasticul este foarte puțin. Capacul display-ului, capacul tastaturii, chiar și cel inferior, era singurul mod prin care poate fi suficient de rigid și rezistent, având în vedere cât este de subțire. Singurul loc unde găsim puțin policarbonat este pe rama display-ului, cea care intră în contact cu tastatura. Motivul este simplu, nu vrei să se zgârie atunci când închizi capacul ăsta frumos. Și chiar îi dă un pic de personalitate. Mie îmi place. Pe scurt, este aproape la fel de rigid ca un MacBook. Tot integral din aluminiu. Diferența însă de performanță între un MacBook Pro și ce avem noi aici este cel puțin frapantă. Înainte să-l pornim, hai să-l vedem la interior ca să nu ne electrocutăm. Și pentru asta am nevoie de șurubelnița magică, pardon, bagheta magică a instalat... Să-i dăm o funcție. A lui Tech Guru. Bine ai revenit, Radu. Salut, bine te-am regăsit. Mulțumesc de invitație. Aici sunt restul șurubuilor. Și chestia asta este în aluminiu. O grămadă de grile de aspirație pentru aer. Din nou, nu-l folosi în poală. Și wow! Din nou, încep să văd tot mai des și apreciez chestia asta, baterii masive. 82W/h pentru o baterie de 5400 mAh. Oră și când te gândești că am pe Note 4000? Da, dar e la 15,2 volți. Asta. E o diferență. E o diferență. Cu toate acestea, cam cât ar trebui să țină bateria asta? Bateria ține în jur de 2 ore jumătate, 3 dacă îl forjezi maxim. Ceea ce nu e rău. Da, nu e rău. Problema e că fiind pe baterie și având o placă grafică și un procesor atât de puternice, nu o să-l poți duce la performanță maximă decât pe curent. 3 ventilatoare. 2 pentru placa grafică și asta pentru că avem o placă grafică, o să le spui tu mai încolo ce este, și unul pentru procesor. Sistemul de răcire e complet separat. Aici avem chipul plăcii grafice și aici procesorul. Un laptop de gaming, spre deosebire de un ultrabook cu un USB-C acolo, trebuie să aibă porturi pentru de toate. Ai nevoie să-ți conectezi un mouse, o tastatură, un monitor extern și multe altele. Pe partea stângă avem conectorul de alimentare, un port de rețea absolut necesar pentru latență cât mai redusă, adică să meargă repede internetul, un port USB 3.0 și un HDMI 2.0 cu suport pentru 4K. Apoi două porturi jack, unul pentru căști și celălalt pentru microfon. Mai ales pentru streameri utilă treaba asta ca să poată fi folosi scule separate. Pe partea dreaptă avem un port Thunderbolt 3, care poate fi folosit și pentru monitoare externe, pentru stocare sau chiar o placă grafică de desktop. Asta dacă vrei să folosești laptopul mai mult de 2-3 ani, pentru că în această configurație duce orice. Placa video din el este suficient de puternică pentru orice. Apoi mai avem încă două porturi USB 3.0, dar și un mini display port. Portul acela este util dacă vrei să vezi imagini 4K din laptop pe lângă HDMI. Pe un laptop de gaming, dacă întrebi un gamer adevărat și noi avem unul aici, întotdeauna vei prefera o rezoluție care să-ți permită o rată de refresh cât mai mare. Și atunci un Full HD are sens câtă vreme are 144 de Hz. Și îmi convine că este mat. Ecranele lucioase sunt parcă o idee mai contrastante. Dar atunci când ecranul tău este mat, vei putea folosi laptopul peste tot, nu doar într-o cameră întunecoasă. Adică nu se vor reflecta lumini prin ferestre, fie că ești acasă, la birou sau în tren. Tastatura este acolo unde trebuie, la limita dintre subțire cu taste mari și ușor de apăsat, cu o structură simplă,
fără partea cu numere. Oricum s-ar putea să nu-i simți prea mult lipsa, ai un FN aici și sigur nu vei face Excel pe el. Tastele sunt desigur iluminate, o mulțime de preseturi din software, însă dacă nu vrei să fii deranjat de LED-urile care clipesc haotic și îți distrag atenția de la joc, o poți lăsa simplu pe o culoare prestabilită, ori chiar pe alb. Touchpad-ul este ok. Suprafața alunecă ușor, folosește drivere Precision și este foarte precis. Pentru gaming însă există totuși mouse. Și chiar și un Logitech G, folosind mouse-ul wireless G305 și căștile wireless G533. Nu am simțit nicio diferență între un clasic cu fir și acesta. Oriunde am vrut să trag, am tras, nene. Pentru că eu când vreau să fluier, trag. Și dacă tot vorbim despre productivitate, hai să vedem care sunt specificațiile. Pentru că ce vezi tu aici, deși este un laptop de gaming, cu arhitectura asta poate duce orice. Este chiar mai rapid decât laptopul lui Radu. Acesta este viitorul cal de bătaie al meu. Este un ThinkPad P51. Și el se credea performant la locul de muncă cu mașina lui de ucis randări. Și că dacă vorbim de overkill, overkill este termenul pentru când îți cumperi ceva de care chiar nu ai nevoie, cum ar fi un Lamborghini sau un astfel de laptop. Procesor Intel Core i7 de generația 8-a, 8750H pe 14 nanometri cu 6 nuclee fizice și 12 fire de execuție. Am pierdut fetele de pe clip. Procesorul este tactat la 2,1 GHz, dar cu un turbo boost constant chiar și la 4 GHz. Am pierdut și hipsterii atunci când este nevoie și desigur când este legat la priză. Grafică Nvidia RTX 2080, adică cea mai puternică din noua serie de plăci grafice pentru laptop. Și astea sunt din seria Max-Q. Pe scurt, ai performanțe apropiate față de cele de desktop, dar nu foarte apropiate, pentru că noi le-am verificat aici și avem niște date interesante imediat. Dacă mai e cineva aici interesat de hardware, reține că are două SSD-uri pe M2 care în RAID sunt mai rapide decât orice, adică fără hard disk-uri lente, puturoase și gălăgioase și care se încing pe laptopuri. Alea sunt deja o poveste depășită, sper eu, pentru toată lumea. Depășim momentul, trecem pe flash. Memoria RAM 32 de giga DDR4 la 2666 de MHz ar fi suficient pentru orice joc sau aplicație de randare, procesare, testare etc. Hai să vorbim puțin despre autonomie. De obicei este punctul slab al laptopurilor de gaming, dar aici, în power saving, dacă nu faci gaming, poți să folosești bateria aceea în babană vreo 8 ore. Dacă faci gaming o să cobori dramatic, însă avantajul este acest procesor de generația 8 de la Intel care poate să coboare foarte tare în frecvență, astfel încât să fie cât poate el de eficient și de zgârcit cu consumul de curent. Ok, toată povestea asta cu RTX e o schimbare de literă față de GTX. Pentru cei mai mulți poate nu înseamnă mult, dar hai să vedem ce înseamnă pentru Codrin. Să-ți fac un pic de ordine pentru tine. Acum îmi imaginez și sper că se aude pe clip, aplauzele alea din sitcom-uri, când am intrat, încă se aud. Stop! Ok, trecut. Îți am pus jingle-ul de la Predator. Bine ai venit, Codrin. Bine ai revenit, Codrin. Bine te-am regăsit, George. Dar ce onoare! Tu ai fost cel care l-a alergat în ce jocuri? În Battlefield 5, fiindcă te-ar mira să afli, dar este singurul joc cu RTX, adică cu tehnologia asta nouă, Ray Tracing, în care vom intra în câteva secunde, disponibil. Deci e singurul? Da. Pe deci lângă... avem o placă nouă care merge într-un singur joc. Da. Pe lângă Quake 2, dacă îți vine să crezi. Battlefield 5 și Quake 2 cu un mod poate fi jucat în Ray Tracing. Quake 2, un joc de prin anii 90 și Battlefield 5. Sunt singurele care au disponibile la momentul actual. Tu l-ai testat și pe mine mă interesează de la tine două lucruri. Merită upgrade-ul pentru a avea RTX chiar și în Battlefield deocamdată? Din punct de vedere grafic, cum să-ți spun, what has been seen cannot be unseen, adică odată ce ai văzut ceva nu mai poți nevedea lucrul ăla, ca să mă exprim așa. E ca aerul condiționat care a apărut prin anii 90 în mașină, înțelegi? La momentul actual, de fapt atunci, tu nu aveai nevoie, ci dau jos geamul și toate alea, nu? Și după ce ai avut, mă nene, parcă pot să port costum vara, parcă merg altfel. Așa ești cu RTX-ul ăsta. Par puțin cam, nu știu, prea exagerat dacă spun că parcă n-aș mai vrea să joc fără. O da. Să ajung să mă uit în joc și să zic, wow, e prea real ca să fie un joc? Nu neapărat de real, ci verosimilitatea reflexiilor în ferestre sau în oglind sau chiar în marmură e absolut genială. Mă uitam, eram în multiplayer, în online, jucam competitiv Battlefield 5 și mă uitam ca idiotul în podea cum se reflectă tavanul și marmura și eram, oh, și
Headshot, deodată. După aia mă uitam la tramvaie, că și alea aveau ferestre și mă uitam cum se reflecta clădirea din spate. Și în bălți, tot mă uitam tot timpul în bălți, să văd cam cum se vede. Și se vedea cerul și copacii, e absolut miraculos. Pare banal pentru necunoscători, dar cât de important este tehnologia asta, cât de greu este de obținut acest ray tracing, pentru că nu este ușor. Da, într-adevăr. Păi prima dată când, din istorie, este momentul actual când se poate obține tehnologia asta ray tracing în timp real, fiindcă până acum era randată. Adică o lăsai la procesat, exact ca la un clip când îi dai export, acolo își făcea treaba și randa cadru cu cadru toată bucata asta pe care acum procesoarele RTX de pe placa video o fac în timp real, ceea ce este uimitor. RTX 2080 Max-Q pe laptop, adică un RTX 2080 arată baban, n-are încă pe ăla de desktop aici. Nu, niciun caz, după cum am arătat și în clipul cu Radu, e atât. Și atunci, cât din acel 2080 este în laptopul ăsta? Tehnologia este acolo, dar cât din ea? Aproximativ 70 și ceva la sută, puțin peste 70. Nu am calculat asta. Da. Ai suficient pentru a zice, nu mai am nevoie de desktop de aici? Hai să-ți răspund cu o altă întrebare. E suficient doar un Lamborghini sau e suficient doar un Lamborghini cu full option? Oricum ai dau-o, ai un Lamborghini. Ok. Frame rate. Din prima pot să spun că suferă o lovitură cu ray tracing-ul ăsta de 60-70 de frame-uri. Ceea ce poate pare extraordinar de mult, dar dacă... Joci competitiv? Dacă joci competitiv, în primul rând, dai off. Fiindcă la frumusețea asta de 144 de Hz, tu vrei să ai cât mai mulți Hz acolo. Adică când joci online, nu joci pentru, wow, să mă uit în geamul ăla ca idiotul, cum am făcut eu. Deci, tocmai ce l-am lăudat până acum și într-o dată la desfința. Deci, mi-am luat cu ray tracing, dar nu vei folosi ray tracing dacă sunt competitiv. În multiplayer, competitiv, nu. Dar în single player, nu. Fiindcă acolo vrei, că tu vrei să stai un sfert de oră, să te uiți la un colț acolo, cu mucegaiul ăla se reflectă într-o baltă pe lângă, într-o pădure. Aia da. Merge GTA 6 pe el? Sau, stai, știu să răspund. Merge GTA 6 pe el și ție, Georgi. Și Fortnite? PUBG? Fortnite, da. Bine. Da, poți construi cabane cu tănacopul cât vrei tu. Pacodrin. Pa, George. Seara bună, din nou, aplauze pe fundal, îmi plec, în glorie. Pa, Codrin. Și înainte să continuăm cu review-ul, întrerupem doar puțin cât să-ți dăm un pont, de care sperăm că nu ai nevoie chiar azi, dar nu se știe niciodată. Descarcă pe telefonul tău, indiferent de model și de generație, aplicația Stoma Link. Este aplicația gratuită prin care te poți programa la orice stomatolog, la orice oră, din zi și din noapte. Și nu te costă nimic să o descarci și să o folosești, iar dacă stomatologul tău nu o folosește deja, ai putea să-i vinzi și lui pontul. Link spre StomaLink mai jos în descriere și gata, hai să revenim la review. Mai rămâne să vedem cum se comportă în viitoarele jocuri. Mai are nevoie de niște drivere noi și de niște dezvoltatori care să pună osul la treabă și să pună oglinzi, suprafețe lucioase și tot felul de reflexii de care să ne bucurăm. Că dacă tot dai 1999, cine face prețurile astea pentru o configurație așa ceva mai redusă, aș vrea să mă pot bucura de toată treaba asta. Dar, pentru mine ca non-gamer, care nu se excită neapărat la o baltă din Battlefield, construcția unui astfel de laptop de 2 kg pe care pot să le iau un rucsac și pe care pot să fac multe alte lucruri pe lângă gaming, cum ar fi editare foto, video, la cel mai înalt nivel, este aur. Ecranul este într-adevăr super fain, dar faptul că pot să mă leg la 2-3 monitoare externe 4K HDR și merge blană, îmi arată că am ajuns acolo unde trebuie. Problema este că s-ar putea să fie ajuns un pic cam târziu, pentru că vine GeForce Now și o să mai vedem noi ce înseamnă gaming-ul, dacă îl facem pe laptopuri de gaming sau îl facem cu streaming. Dar despre asta într-o ediție viitoare. Și mai bine ne oprim aici. Acesta este Acer Predator Triton 500. Un nume reușit, că nu are JQ5. Nu. Un nume bun, dar cât de tare vă place și dacă sunteți dispuși să dați banii pe el, o să-mi spuneți mai jos la comentarii, sunt sigur. Apreciați acest clip bine lucrat cu un like. Share-uiți-l cu prietenii voștri invidioși. Sau la care chiar țineți, ca să le dați vestea că laptopul lor e deja depășit. Iar până data viitoare, plătește-ți întreținerea înainte să-ți iei laptop de gaming. Numai bine!